Bună ziua! Totdeauna e foarte greu și foarte provocator să fii imediat după keynote speakers, care sunt așa de plin de conținut, și noi schimbăm puțin registrul în momentul ăsta. Aș vrea să facem această prezentare o provocare și o discuție. Deci o să încerc să, mai mult decât ceea ce avem în prezentare, să punem câteva subiecte pe masă și să discutăm despre ele foarte concret, despre cloud, software as a service în România. Să pornim de la norișorul Radu și să mergem mai departe și de la prima întrebare pe care am avut-o. Întâi o întrebare pentru toată lumea, sau trei întrebări pentru toată lumea din sală. Avem trei subiecte în titlul conferinței. Virtualizare. E cineva în sală care folosește virtualizarea? O mânuță? Mai multe, din ce în ce mai multe, e bine. Cred că mai mult de 50%. Pasul următor. După virtualizare, următoarea e cloud computing. Pe baza definițiilor pe care le-a dat Radu, e cineva care folosește cloud computing sau software as a service? Hai să le punem împreună. Este cineva care folosește cloud computing? Una, două, trei, patru, cinci, șase. Ai noștri știu că noi folosim toți cloud computing. Ok, diferența e foarte mare. Deci jumate din sală folosește virtualizare, probabil că mai puțin de 10% sau 10% spunem că folosim ceva de genul cloud computing sau software as a service. E foarte bine. Acum 3 ani, la întrebarea cine folosește virtualizare, 10% ar fi ridicat mâna. Deci avem deja o imagine, avem un track, e destul de clar încotro mergem. Întâi aș vrea să punctăm un lucru. Cloud, software as a service, virtualizare, sunt lucruri deosebite, dar trebuie să ai foarte multă grijă și cu cine le faci pentru a vedea exact ce anume vrei să adresezi către ele. Dacă vrei să adresezi niște servicii sau niște funcții ale organizației tale de mai mică importanță, e ok. Dacă vrei să adresezi servicii care se duc în zona critică a organizației, atunci trebuie să fii foarte atent cu ce furnizor lucrezi. Pentru că o să discutăm din nou în cadrul acestei prezentări despre avantaje, despre soluții, despre tehnologii, despre ce oferă Oracle în domeniul ăsta. Dar at the end of the day, trebuie ca undeva să existe o platformă care este multilayer, da? Care pornește de la o infrastructură hardware foarte puternică, nu doar care îți dă performanță, da, care îți dă și reliability. Ai nevoie de o structură de securitate foarte puternică, de comunicații, peste care ai nevoie de platforme software, de virtualizare desigur, ai nevoie de aplicații, ai nevoie de oameni care să înțeleagă guvernanța, ai nevoie de un sistem care să aibă în el o mulțime de funcționalități, ai nevoie de oameni care să facă billing, s-a spus mai devreme, să facă monitoring, să facă auditare, să facă tot felul de operațiuni preemptive. Deci e foarte frumos, dar trebuie să ai grijă cu cine îl faci. Ceea ce vine Omnilogica și grup, da, și spune către piața românească este că noi ne pregătim pentru treaba asta chiar de foarte mulți ani și traseul iarăși a fost foarte, foarte clar. Dacă acum 5 ani și ceva SDC, o companie de software, a fost cumpărată de Omnilogic și a devenit o parte din portofoliul de soluții, acum 2 ani jumate, 3, Omnilogic a lansat cel mai avansat data center din România la momentul respectiv. Acum aproximativ un an jumate am început să dăm drumul la serviciile de tip data center services, care sunt din categoria infrastructure as a service și pe care o să le tratăm mai puțin în prezentarea de astăzi, dar sunt disponibile. Și practic începând cu acest an avem o paletă foarte largă de servicii de tip software as a service. Urmăm aceeași curbă pe care am văzut-o mai devreme într-o dintre prezentări, dar venim și spunem este o organizație care a consolidat competențele și resursele care sunt necesare ca să poți să faci cloud, ca să poți să faci hosting, ca să poți să faci software as a service. E ușor, încă o dată, toată lumea vorbește și noi ne așteptăm că la sfârșitul acestui an în România nu va exista nicio firmă majoră, nici un furnizor major care să n-aibă ofertă SaaS. Toată lumea va avea ofertă SaaS.
Așa cum toată lumea va avea aplicațiile pe mobile, toată lumea va fi în cloud și așa mai departe. Dincolo de mesaj, de hype, da, de zgomot, trebuie neapărat să analizați pe cel care stă în fața noastră și vă propune, pentru că la sfârșit obțineți o serie de avantaje economice, dar trebuie să fiți foarte sigur că nu o să aveți probleme în derularea business-ului noastră. Nu contează că e organizație din domeniul public, din domeniul guvernamental sau organizație privată. Da? Lucrurile pe care discutăm sunt valabile în toate domeniile. Până la urmă, totul este legat de economie. Totul este legat de eficiență economică, totul este legat de profitabilitate sau, din nou, de eficiența care oferă servicii. Dacă e organizație din sectorul public, nu vorbim de profitabilitate, dar vorbim de cât de bine, de rapid și de ieftin îți desfășori procesele și îți servești clienții. Pentru că organizația în domeniul public servește clienți care sunt cetățeni până la urmă. Și este măsurată din ce în ce mai mult prin modul în care servește cetățeni. Noi ne așteptăm că începând cu anul viitor probabil vor exista KPI-uri în care oamenii, apropo de comentariile pe care le fac oamenii în medii sociale, de exemplu, despre cum funcționează o instituție, și vor fi din ce în ce mai multe. Asta este tendința pe care merge întreaga lume. Dacă o să avem timp sau dacă nu, în pauză, pot să vă povestesc o serie de experiențe avute în Asia. Acum câteva luni am fost la forumul de e-guvernare asiatic și am discutat cu oamenii care se ocupă de e-government în țări pe care noi le privim puțin de departe, așa, Malaezia, Indonezia. O să fiți surprinși de ce se întâmplă în acea parte a lumii. Bun, să ne întoarcem înapoi. Deci, până la urmă, orice soluție informatică este despre creșterea eficienței. Așa trebuie să privim. Doar câteva comentarii. Sigur, toată lumea știe ce este software as a service, toată lumea înțelege modelul, toată lumea, mai ales după prezentările foarte, foarte bune ale keynote speaker-ilor de mai devreme, toată lumea înțelege faptul că de fapt avem niște soluții, că sunt aplicații, că este infrastructură, care sunt undeva, da? Undeva poate să fie inclusiv în data center-ul nostru privat. Da? Dar ne pasă mai puțin ca utilizator unde sunt și pe care le accesăm printr-un client extrem de simplu, în mod normal browser internet. Dar atenție, toată lumea vorbește de browser internet. Probabil că viitorul client, și viitorul înseamnă între 1 și 3 ani din momentul ăsta, este un dispozitiv mobile. Toată lumea comentează că modul în care se vor accesa aplicațiile sunt aplicații tip apps, da? Aplicații genul celor pe care le folosim de pe iPhone, de pe dispozitive Android. Deci nu este doar browserul web clientul la care ne gândim când vorbim de cloud. Și asta este iarăși unul dintre lucrurile care vor diferenția soluțiile pe care clienții, pe care beneficiarii trebuie să le aleagă. Bun. Spuneam, vorbim despre economie. Vorbim despre eficiență. Nu vorbim despre tehnologie. Pentru că IT-ul a parcurs o serie de etape de-a lungul vieții sale în ultimii 30-40 de ani și se apropie de o maturizare. Așa cum în momentul când ne urcăm într-un avion discutăm despre cât de repede ne duce, cât de confortabil stăm, ce mâncare ne oferă, ce filme putem să vedem, nu discutăm despre motoarele, consumul de combustibil, modul în care face GPS și alte lucruri, la fel discutăm și despre IT din ce în ce mai mult. Discutăm despre cum crește eficiența organizației mele. Și pentru că mai devreme a fost ultima întrebare care a venit către Radu, a fost cum îmbunătățește, cum scade costurile. Asta, într-adevăr, este un subiect extraordinar de interesant. Deci, modelul de tip cloud, modelul de tip software as a service, noi îl vedem ca o formă prin care organizațiile românești, vorbim strict de România acum, am coborât de la nivelul lumii global, 10 de miliarde, hai să vorbim de România, organizațiile românești au o șansă de creșterea competitivității.
noi vedem prin SAS modul în care organizațiile românești pot să beneficieze de aplicații foarte complexe, de top la nivel mondial, da? Plătind exact din ceea ce le aduce ca beneficiu folosirea acestei aplicații. Vedem atât pentru instituții publice, dar și pentru instituții private, ca fiind o șansă să nu mai fie privit IT-ul ca un centru de cost. Da? IT-ul este în general un departament, o divizie, o activitate care consumă bani și ne întrebăm cu toții dacă o face pentru ceva care ne aduce beneficii. Foarte multe proiecte în România sunt investiții mari, să plătesc o mulțime de bani, de preferință înainte, pentru că se cumpără întâi licențe, hardware, după care proiectul se desfășoară un an, doi, trei. Și la sfârșit funcționează, rezolvă 50%, 30% din ceea ce ne-am așteptat cu toți la început, sau nu funcționează. Și toată lumea se întreabă de ce s-au dat banii. Și toată lumea se întreabă ce facem acum cu toate serverele alea. Avem un teanc de licențe undeva pe un raft. Ce facem cu ele? Că trebuie să justificăm într-un fel. E bine, software as a service este modul prin care IT-ul răspunde la treaba asta. Practic, implementezi proiecte, obții beneficii pentru organizație, iar organizația începe să plătească în momentul în care obține beneficiile. Da? Și plătește din beneficiile pe care le obține. Este un model economic. Plătește pentru cât consumă. Avem mai multe proiecte, de exemplu, în care noi lucrăm împreună cu beneficiari de-ai noștri pe bază de KPI-uri. Implementăm o soluție software as a service și evaluăm împreună, trimestrial, anual, beneficiile pe care le-a adus organizației. Și aceasta poate să fie pentru o bancă număr de clienți noi care au fost generați. Poate să fie pentru un beneficiar din manufacturing, creșterea unor viteze în activități sau creșterea ratei de derulare a unor, a unor costuri. Poate să fie pentru instituție publică un feedback îmbunătățit, un număr mai mare de utilizatori care accesează un anumit serviciu de guvernare. Deci, software de service, din nou, nu este despre tehnologie. Software de service este despre modul în care ne facem treaba, până la urmă, și ne permite să accesăm niște instrumente ca să ne facem treaba, care altfel nu ne sunt disponibile în aceste condiții economice. Nu avem bani pentru ele, pur și simplu. Nu sunt bugete. E o discuție pe care o avem mereu și mereu. Nu vreau să insist. Sunt un număr de beneficii ale modelului SaaS care sunt pe ecran, sunt multe. De obicei, toată lumea vorbește de cost. Reducem costurile. E bine, e mult mai mult decât atât. Da? Foarte multe proiecte, degeaba ai buget. Iarăși, s-a discutat puțin mai devreme despre resursa umană. Dacă cobori într-adevăr în problemă din ce în ce mai mult, de foarte multe ori e vorba de resursa umană. De educarea ei, de existența ei, de capacitatea ei de a înțelege schimbarea sau de a urmări schimbarea. E bine, un astfel de model de obicei reduce necesitatea de resursă umană de la beneficiarul serviciului cu mai mult de 50%. O mulțime de oameni pe care ai avea nevoie de ei internalizați ca să implementezi sau ca să menții. Nu uitați, foarte multe proiecte informatice foarte bune în România, deosebite, implementate impecabil, au fost eșecuri. De ce? Pentru că în momentul în care implementarea s-a terminat, furnizorul a ieșit pe ușă și clientul nu a mai putut, din motive absolut obiective, să mențină, să actualizeze, să genereze contentul pentru aplicația respectivă. Și atunci aplicația pur și simplu a scăzut din interes până când a fost, nu știu, a avut un final trist. Din nou, software as a service este soluția la treaba asta. Furnizorii oferă tot pachetul. Cum spuneam, OmniLogic oferă tot pachetul și nu doar tehnologic, ci și cu resursele umane. Spuneam, încercăm să fim foarte concreți,
probabil că la un moment dat o să încerc să măresc viteza. Noi lucrăm de câțiva ani în domeniul ăsta și am încercat să creăm, să înțelegem piața românească și am încercat să creăm un portofoliu de soluții, software de service, pentru că aceasta e cea mai nouă ofertă din portofoliul grupului Omnilogic, prin SDC, încercând să o adresăm pe diverse industrii. Aici avem harta adresată zonei private. Există o hartă și adresată zonei publice, zonei guvernamentale, dar aici lucrurile sunt mult mai interesante și spuneam că aș vrea să lansăm niște subiecte de discuții și niște provocări. S-a spus mai devreme, a fost o întrebare, poate IT managerul să decidă? IT managerul nu decide. IT managerul de foarte multe ori are o cerință de la management care spune trebuie să tăiați costurile cu 30%. Și atunci el poate să vină cu o soluție tip software service, arată, uite, putem să facem sistemul ăsta cu 30% mai ieftin și să rezolvăm problema. A doua întrebare era, pot instituțiile publice din România să folosească software as a service, să folosească produse tip cloud? E, aici discuția, sigur, răspunsul a fost optimist mai devreme, dar discuția e puțin mai complicată. Foarte multe dintre proiectele de IT din zilele noastre se bazează pe fonduri structurale, fonduri europene, fonduri de diversă natură care vin din afara țării. Structura de finanțare pe care aceste fonduri o permit nu răspunde la ceea ce înseamnă software as a service. În marea lor majoritate, ele nu finanțează servicii, pentru că at the end of the day, software as a service este o ofertă de serviciu. Tu folosești și consumi un serviciu, cum ar fi telefonul, serviciul de telefonie. E bine, aceste lucruri nu sunt finanțate. În general, este finanțată achiziția unei soluții în care cumperi hardware, software, implementezi, ai facturi, ai niște bunuri foarte clare care ți intră în contabilitate și începi să amortizeze. Nu e cazul la software as a service. Altă problemă sunt bugetele multianuale. Foarte greu să discuți cu o instituție și să stabilești că o să implementezi o soluție pe care o va plăti în următorii 3 sau 5 ani. Fac o mică paranteză și întorc întrebarea către sală. S-a întâlnit cineva cu astfel de problemă vreodată? O singură persoană. Suntem o sală fericită. Dacă o singură persoană s-a întâlnit cu astfel de problemă, noi recunosc că ne întâlnim destul de des. Avem discuții extrem de multe cu oameni din instituții publice, din agenții, din ministere, din alte tipuri de instituții care vin și spun, da, asta ne trebuie. Dar nu putem să facem acest lucru pentru că nu putem să comitem bugetul din 2014. Nu avem cum. Și atunci se ajung la niște artificii foarte interesante care transformă încet încet modelul SaaS într-un model hibrid românesc prin care se cumpără hardware-ul, se oferă serviciile și se pierde exact avantajul competitiv. Și la sfârșitul zilei, instituția n-are serviciu, dar a cheltuit niște bani fără să aibă beneficiile. Repet, aș păstra aceste două subiecte legate de bugetarea multianuală și de fondurile europene, apropo de modelul de servicii cloud și software as a service, și dacă sunt întrebări sau discuții, chiar aș fi foarte interesat să discutăm. Dacă cineva are alt punct de vedere, aș fi fericit să constatăm că nu e o problemă. Bun, să ne întoarcem puțin înapoi. Ceea ce am făcut a fost să analizăm o serie de industrii din România, să vedem care sunt problemele lor, după care să analizăm o serie de oferte pe care SDC și grupul Omnilogic le are și să facem o suprapunere ca să vedem ce anume se potrivește foarte bine. O să constatați lucruri surprinzătoare. Există industrii la care nu ne gândim în mod nativ că sunt mari clienți de IT, cum e agricultura, și care sunt industrii foarte importante pentru România. Și iarăși, dacă o să faceți o analiză acestei industrii, o să constatați că sunt jucători foarte mari și care au o nevoie de IT, dar sigur corespund tuturor criteriilor pe care Radu le-a menționat mai devreme, de ce ai avea nevoie de SaaS. Pentru că n-au resurse dedicate, pentru că n-au competență în domeniul ăsta, pentru că au nevoile, dar nu știu exact cum să o apuce, pentru că n-au timp de o soluție informatică complexă, pentru că n-au încredere că dacă vor da o grămadă de bani, vor avea niște beneficii. Și software as a service este exact ceva care se adresează aceste direcții.
Cum spuneam, noi credem că astfel de soluții sunt o șansă pentru creșterea competitivității. Și atunci adresăm piața cu soluții de tip ERP și cu soluții de tip ERP de top, care în mod normal nu te gândești că le adresezi către instituții, către companii de tip SMB, de companii de nivel mediu sau chiar mic, GD Edwards, e-business suite de la Oracle, CRM Zibel, care este o soluție, de exemplu, extrem de interesantă pentru bănci și pentru alte domenii, da, încercam să extind așa puțin discuția, dar pe de altă parte o bancă spune, da, e criză, am tăiat tot ce se putea tăia din bugete, am redus costurile, ar trebui să facem ceva ca să creștem veniturile sau o să continui să tai costurile. Dar ca să crezi veniturile aș avea nevoie de o soluție tip CRM care costă sute de mii sau milioane. Bani pe care nu i-am bugetat și nu pot să-i bugetez pentru că nu știu ce rezultat o să-mi aducă. În momentul când se adece vine cu o ofertă și spune stabilim niște KPI-uri, facem o implementare și vedem împreună dacă soluția asta ți aduce beneficii, plătești, dacă nu ți aduce beneficii, plătești mai puțin. E cu totul și tot o altă discuție. Deci, practic, tu implementezi, începi să câștigi și mă plătești pe mine din ceea ce câștigi. Ăsta este un model extrem de convenabil economic pentru oricine. Soluții de arhivare electronică, soluții de document management electronic. O să fii surprins cât de puține organizații și companii din România folosesc document management, deși eu personal, de exemplu, cred că am ținut prima prezentare de document management în 1996-97, ceva de genul ăsta, și am văzut cum piața s-a schimbat continuu. Ei bine, în continuare, cantitatea de efort consumată de organizații românești pentru a-și administra hârtiile, procesele de lucru și așa mai departe este uriașă. Iar risipa de efort este peste 80% ca să găsești informația și documentul potrivit atunci când ai nevoie de el. De ce să consumi timp făcând o implementare în organizație? Poți să apelezi o soluție software as a service, să folosești o resursă care externă, care stă într-un mediu absolut securizat, pe care îl poți controla și să beneficiezi de ea când ai timp, pentru câți utilizatori ai timp, pentru ce volum de document ai nevoie. O să trec destul de repede, doar vreau să spun un lucru. Oracle este o companie care s-a gândit la software as a service și cloud de foarte mulți ani și atunci, de exemplu, pe partea de ERP a luat unul dintre produsele în portofoliu, care este GD Edwards, un mare produs la nivel mondial, l-a rearanjat pentru cloud computing și are o ofertă pe piața este europeană prin SDC pentru a oferi acest ERP în regim software as a service cu niște costuri pe care nu vi le puteți imagina. Deci vorbind de un produs comparabil cu SAP, ca și competență și ca și calitate, referințe și tot ce doriți noastră, la un nivel de preț absolut de piață românească SMB. Pentru că e clar cine o face câștigă, cine nu o va face va fi depășit de competiție. Spuneam mai devreme, dincolo de aplicațiile foarte mari, GD Edwards, Business Suite sau Zibel, o altă abordare pe care o are OmniLogic este aplicații ale companiilor românești pe care să le pună în regim software as a service în data center-ul nostru, folosind o ofertă despre care o să vă spun câteva cuvinte imediat. Cele care sunt pe ecran sunt aplicații ale noastre, dar noi suntem un client al serviciului de data center. Practic, folosim un model de tip HSP, Hosted Solution Provider, în care putem spune foarte mândri că suntem prima companie din Europa și a treia din lume care este înrolată într-un astfel de model și care, foarte pe scurt, spune următorul lucru. Aveți o aplicație care folosește un set de tehnologie Oracle, baza de date, serverul de aplicații, middleware, SOA, ceva din portofoliu uriaș de tehnologie Oracle. Nu trebuie să le cumpărați. Nu trebuie să vă mai duceți la client să le puneți costul în costul dumneavoastră. Le portați în data center OmniLogic. OmniLogic vă asigură practic licențele Oracle pentru un fee lunar, care este destul de redus.
în toate condițiile software as a service, adică pay as you use, plătește cât ai nevoie, plătește în funcție de utilizare, poți să ai vârfuri de utilizare, poți să ai scăderea utilizării și în felul ăsta compania românească, dezvoltatorul românesc poate să-și ofere soluția proprie la condiții foarte avantajoase pentru piața românească. E un model extrem de interesant și, cum spuneam, am constatat împreună cu Oracle că există un portofoliu foarte larg de programe la ei pentru SaaS. Din nou, toată lumea o să spună probabil astăzi același lucru, așa că nu o să insist. Securitate, disponibilitate, flexibilitate, până la urmă, Oracle. De ce Oracle? Sunt foarte multe motive, pentru că lucrăm de foarte mulți ani împreună, pentru că avem resurse, pentru că avem competențe, pentru că anul trecut SDC a fost partenerul cu cele mai multe proiecte Oracle, cu cele mai multe certificări tehnice Oracle. Chiar am râs atunci și am spus, e o chestie rară. Partenerul care are cele mai multe vânzări are și cea mai multă competență tehnică. Nu e totdeauna o relație bidirecțională aici în piața noastră. Și mă întorc, mă apropii de finalul prezentării și mă întorc la ceea ce spuneam. Partea de aplicații, vârful ghețarului, e foarte interesantă. Trebuie să fii foarte atent la ce e de desubt. Da? Deci e exact ca la ghețar. O bucățică mică deasupra și dedesubt scufundat o cantitate uriașă de investiție. În momentul când OmniLogic vorbește că este strategic pentru el să facă software as a service, vorbește având în spate o investiție de aproape 15 milioane de euro într-un data center extraordinar de performant la nivelul întregului centrului și estului Europei. Vorbește de o infrastructură foarte, foarte puternică ca să susțină o astfel de ofertă, ca să susțină disponibilitate de 99.9, ca să susțină procese critice de business pentru dumneavoastră. Mai mult de atât, ca să semn că lucrurile coboară, suntem extrem de pregătiți. Împreună cu partenerul nostru folosim cele mai de vârf mașini din momentul acesta de pe piață. Servere de tip Exadata sau Exalogic de la Sun Oracle, care sunt mașinile cele mai rapide din istorie, ca să spunem așa, ca să rulezi baze de date Oracle foarte mari și aplicații care rulează pe infrastructură de server de aplicații Oracle. Nu o să mai insistăm. Pe acest slide am să închei ca să încep să mă încadrez cât de cât în timp, deși v-aș mai fi povestit așa câteva ore. E un subiect extrem de pasionant și vreau să vă spun că în cadrul grupului, în cadrul OmniLogic, aceasta este o discuție pe care noi o purtăm zi de zi. Cum putem să creștem eficiența ce oferim noi ca dumneavoastră să vă faceți treaba mai bine. Mulțumesc mult! Mulțumim! Întrebări?